Continuăm, doamnelor și domnilor, cu o informație de ultimă oră. Daniel Barbu, fost ministru al culturii, a murit la vârsta de 67 de ani. Are mai multe informații colega mea, Mădălina Ignat. Te ascultăm, Mădălina. Bun găsit. Vestea a fost dată de, în mediul Facultății de Teologie Romano-Catolică a Universității din București, și asta pentru că fostul ministru a predat la această facultate disciplinele de teologie politică, teologie socială și istoria bisericii. Acesta va fi înmormântat joi la Biserica Sfânta Tereza din București, se arată în anunțul transmis de Facultatea de Teologie Romano-Catolică. Se pare că fostul ministru al culturii suferea de o boară incurabilă de mai mult timp și iată că a pierdut lupta cu boala. Daniel Barbu a fost ministru al culturii în mandatul lui Victor Ponta și, printre altele, a fost profesor al Facultății de Științe Politice din cadrul Universității din București și, de asemenea, ne aducem aminte că a fost și decan al facultății între anul 1994 și 2000. Acesta va fi înmormântat, așa cum spuneam mai devreme, joi și lasă în urmă un mare regret.